După cum știți, lectoratul mi-a făcut o farsă în care mi-a aruncat cu făină pe mașină. Iar astăzi a sosit vremea răzbunării. Dacă s-a legat de mașina mea, o să mă leg și eu de mașina lui. Așa că astăzi, eu știu sigur când el o să se ducă să se vadă cu Andra și o să-l întârzi puțin. O să cumpăr două banane și o să-i le bag în evacuări. Așa mașina nu o să mai pornească și el o să fie foarte nervos pentru că nu o să știe de ce nu mai pornește mașina. Sigur! Nu o să se ducă să se uite în spatele mașinii și o să se ducă să se uite la motor. Și o să ia ceva timp până când își va da seama sau dacă nu își va da seama, o să mă duc eu să-i fac nervi și o să-i spun. Așa că, lectoratul, dacă vrei farse, îți dai eu ție farse. Nu uita să apăsați butonul de like dacă doriți să mai facem farse. Așa că haide să mergem să luăm bananele. Te pup, lectoratule. Fraților, am curcat-o pentru că fraierul astăzi, din toate zilele pământului, s-a hotărât care treabă și nu vrea să se ducă la Andra. Așa că m-am hotărât să mă duc la non-stop, să iau repede două banane, mă duc, le bag în evacuare și îl sun să vină la non-stop să bem o cafea, că vreau să-i zic eu ceva. Mă rog, el o să vină sigur, pentru că îi zic că nu o să dureze mult și atunci o să-i facem farsa. Asta e, improvizăm. Haideți să-i luăm bananele. Of, ce-mi faci tu mie, lectoratule, cum mă pui tu pe mine pe drumuri, fraierule? Da, ce fac eu ție? Dați like dacă mai vezi farse. A, și nu uitați să-mi dați follow pe Instagram, bă, auziți? Îl aveți în descriere. Fraților, și am reușit să fac rost de două banane frumoase, cât pe mărimea mea. O să mergem acum la lectoratul și o să-i le băgăm pe țevi sau în țeava lui lectoratul, dacă mă supără. Așa că nu uitați să apăsați butonul de like. Haideți. Am emoții că să nu cumva să mă prindă fraierul. Acum am ajuns la lectoratul, luăm repede bananele și telefonul, cheile și haide să mergem, pentru că nu vreau să mă prindă fraierul, să te grăbim. Aha. Perfect, lăsăm aici mașina să nu dăm de bănui, nu o bag în curte. Haide, reți. Trebuie numai să vedem unde a parcat eu acum, pe Beca. Ia să vedem. Intrăm așa ușor în curte. Aha, hai că nu-i nimeni, e bine. Așa. Beca, Beca, unde ești tu, Beca? Mamă, să-mi fi plecat fraierul cu mașina, că am belit-o. Îmi strică farsa bananele. A, uite, 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 o văd, este, acolo e Rio. Ia uitați casa. Pe Rio, dar lui Rio noi o facem pentru că nu o să plece cu Rio. Preferata lui e Beca. Hai că nu-i nimeni prin jur. Ia uitați-le. Aici este Beca, frumoasa Beca. Stai așa să nu uităm să nu fie nimeni pe aici. Hai că nu-i nimeni prin spate. Ia să vedem o banană aici odată. Așa. Și încă una în partea asta. Sunt ele cam mici, dar sigur nu o să pornească. Ia uitați, Beca cu banane. Așa. Hai, lectoratul, ce fac? Bă, luai telefonul, luai. Ia asta să-l sunăm. Să-l dau și pe speaker. Alo? Bă, ce faci? Nu ce să mai vreau să mă duc la baie și la hârtie. A, ia fii atent. Vii și tu până la non-stop? De ce vrei să faci la non-stop? Am și eu ceva de vorbit cu tine. Hai să bem o cafea. Hai să mă duc la baie, mă îmbrac și... Păi hai și tu mai repede. Hai, te pup, pa, pa. Camera cred că o să o pun aici lângă asta și o să bată direct pe mașină și o să mă ascund. Haideți. A few moments later. One eternity later.
Ce faci, bă, aici, grasule? Ce, mă? Te zis să fac și un vlog, dar nu mai vine o dată, că vreau să fac un vlog. Ce dracu are mașina, mă, nu mai vreau să pornească pe șama și pe ea. Pornește și se oprește imediat. Ce ai, mă? Bine, nici am cringel, bă, că nu prea mai am, dar ce pui mei? Nu cred că are treabă. Bă, să nu fie din cauza asta, să nu-și facă iar răcirea să deteze. Nu, bă, nu, că când am prea puțin mi se aprinde becul și acum nu mi se aprinde becul. Bă, ești nebun? Ce dracu are? Ia scoate-i capa cu ăsta, poate, ce poate. Ce vrei, uite, cu motorul necurățat, îl vezi ce frumos e. Da. Ce vrei să vorbim așa de important? Îți lași și camera cu tine. O, bă, că vreau să fac și un vlog. O, că opresc filmarea, na. Oprești. Vreau să bată lui. Bă, dar chiar mă, ce? Și eu știu să mă arăia. Dar dacă nu uit așa de lucru, trebuie. E sigur? Vezi, bă, să nu fi căzut și jiglerul în baie. Ce jigler, mă, arătă-mi puii mei, ai chef de glume? Treaba ta? Păi asta are jigler? Mai știi? Mai știi. Și de ce căcate așa ud acolo în jos? Unde, mă, e? E în spate acolo ud un pic, da. Eu văd, da? Bine că și plouă afară, acum n-am de unde să-mi dau seama dacă cumva pierde apă sau... Puii mei, să mă nu să-l întreb pe tata, nu știu. Până astăzi trebuie să pornească, prima oară pornind, să dă un pic și să opri. Și după aia în continuu, cum o pornesc nici nu... Dar motorină mai, mă? Ete. Normal că am motorină, nu sunt așa prost. Nu. A, mă, grasule, dă-o încolo, te chemai și eu aveam și eu ceva mergem important cu tine. Tu ce să facem? E, mergem cu 8-ul. Păi ce vrei să facem? Hai să pun ăsta înapoi. Ia, stai așa să mă uit și la ea. Cine știe, grasule? Băi, eu mor, când bag picioare, nu știu, de fiecare zi dau mașina pe la cineva face ceva. Vrei, grasule, o banană? De unde lași pe alea? Ha? Nu știu, de la magazin. Hai să mâncăm câte o banană. Fraiere! Stai așa, să o desfac cu fraiere, că-s bune. Vrei, bă, o banană? Unde mi le băgași pe ăștia? În ce ți le bag? Ți-a luat și fraiere. Bine că nu mi le băgași în cur. De ce mă gândești cu mine? Că doar și mă căcai să mi le bagi în cur. Dă-te-mi pizda, mă, că mă enervezi. Ia uite, bă, și tu ce fac. Te-ai speriat? Te-ai speriat, a? Îmi pui mie normal că mă speriat, că niciodată nu mi-a făcut așa. Niciodată? Ce faci, bă, grață? Vreau o banană din tobele Rubeca? Ia uite ce neagre. Mamă, ce făcui pe mâini? Du-te să arunc bananele ăștia. Unde-i temberonul vostru? Ce vrei, grasule? Nu trebuia să mă răzbun și eu pentru faza cu făina. Da, eu ce-o făcui pe la spate, nu prin față. Că vorba aia, uitați-vă și voi ce am pe mâini de la fundul lui lecturatul. Bună, nu știu, vrei să o să mănânc și ea. Măcar... Ia mănâncă din banană, că e gratis. Ia. Bă, ia, bă, și mănâncă. Ce ești murdar pe mâini? Lasă-mă, da, zice ea mână. Poți să-i faci. Lasă că e bună. Bă, dar unde o arunc și-o pe asta? Mănânc-o. Du-te, bă, eu mănc așa ceva. Știi că nu-mi plac fructele. Ia-o, bă, și pe asta. Dar vezi, ai grijă când o desfaci. Fraților, eu v-am zis că eu fac și lui, nu e? Să mă spăl pe mâini. Hai da. Să ne spălăm pe mâini. Fraierul. Unde-l bagi, mă, în tobe? În tobe? Unde puteam să o bag? Uite ce faci, bă. E, treaba ta, graspele, stai așa. Deci vrei să pornim războiul, da? Da, fraiere, hai, hai tu pe eu. A, ai tu pe eu, stai cu mine, hai. Bine. Hai că ne luăm. Ne luăm. Dă-i cu de asta, că nu se ia cânela. Nu pot, că-s cu o mână. Mamă, cine ce? Hai, dă-mă. Așa, spală pe mine. Ha, ha, ce bine. Da, ce-o luași? Dai și tu o ofertă la mec. Ce să fac, bă? Dacă-mi stricași mașina. Vedem acum. Vezi că ți-am spălat-o, dacă mi-o stricași și o repare. Și-o spăl și eu. Te speri și tu, nu? Bă, știi ce mă căiesc eu? Că trebuia să fi cumpărat doi cartofi. Dar în fug că nu mai pot să mi-a scot după. Aia am fost, știi? Băgai cuțitul, ne-ai și tot aici. Aia, bă, trebuie să fi luat eu cartofi. Du-te. Lasă, e bine de știut. E bine de știut. Bă, dar să nu faci de deștea, da? De care deștea? Cu mașini, gata. Hai să terminăm cu mașinile, că nu-mi plac. Îmi e frică. Nu știu, să vedem, îmi scoc eu ceva. Stai cu minte. Bă, fraiere, că eu mai am încă 3-4 farse. Fraților, mai am în minte câteva. Bă, bune de tot, dar alea nu știu. Îmi e frică pentru sănătatea ta. Atâta. Da. A, nu mă lua cu DNA. E, asta e acum, grasule. Suferi și tu. DNA. Nu uitați, fraților, să apăsați și voi butonul de like. Iar îl sună pe asta, măsa.
Fraților, acum mergem până la Mac și la KFC pentru că lectoratul vă pregătește un super video, nu-i așa, bă? Ia zile! Un taste challenge, adică s-ar traduce gust, un fel de provocare de gust, să vedem. Dar stați! Încă nu vă zice mare lucru, după vlogul ăsta probabil o să-l pună și el pe a lui, tot sâmbătă, adică tot astăzi. Așa că nu uitați să intrați și la el pe canal, să vă uitați că o să fie un super challenge în care o să apar și eu. Băi, ești nebun? Salut! Batman! Cam atât, fraților, cu acest video, nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă mai vreți să mai facem varse unul la altul, stați puțin că bate vântul în pleată. Ai plătă? Da. Ia, bă, că ți-ai tuns la zero în cap, iar te-ai luat cu lama. Bă, dacă vrei la zero, te tund eu, ți-am zis de atâtea ori, nu mai dai bani. Termino, grasule. Nu uitați să-mi dați și mie follow pe Instagram, pentru că l-aveți în descriere și noi desigur ne vedem data viitoare. A, și nu uitați să dați like dacă mai doriți farse. V-am mai repetat-o, pa, pa.